Găsit. O zi ușor tensionată, schimbăm planurile și poate unora dintre noi le lipsesc informațiile sau se simt nesiguri de lucrurile pe care le-au de făcut. Berbecii, este posibil să treacă printr-un moment delicat, mai ales dacă se simt condiționați sau au sentimentul că nu stăpânesc foarte bine o operație pe care o au de făcut acum. Răbdare, zilele următoare vin cu, cu mai multă înțelepciune tauri. Banii sunt cei care îi preocupă, fie pentru că au cheltuieli, fie pentru că trebuie să acopere niște pagube. Pentru gemeni, ziua aduce emoții și sensibilitate. Nu, poate nu se simt nici fizic în formă și de aceea nu pot face lucrurile pe care și le-au propus, dar pot descoperi și că pușculița e un pic cam goală, iar nevoile case cam mari. Pentru raci, ziua este marcată de sentimentul că au scăpat ceva, informații, niște acte de care nu sau ocupat, deci trebuie să recupereze neapărat un timp pierdut sau o acțiune care nu a fost îndeplinită corect. Drumurile pot fi dificile. Pentru lei, tensiunile sunt legate de bani, ca un proiect în care au investit, poate nu întoarce investiția făcută. Pe de altă parte, atenție la prieteni, pentru că mai mult consumă timp și energie decât câștigă. Pentru fecioare aspectele sunt tensionate din cauza faptului că nu simt că e locul lor potrivit acolo unde se află sau au fost îndemnate să intre în situații care nu le reprezintă, trebuie să se retragă din zonele toxice. Balanțele pot avea tensiuni, mai ales din cauza unor întârzieri ce vizează pacte, vorbe, promisiuni onorate. Trebuie să se replieze și să depindă mai puțin de persoanele care nu sunt valide. Pentru scorpioni, vorbim de sentimentul de pagubă din cauza unor persoane care fie nu-și fac treaba, fie nu sunt de găsit acum când au mai mare nevoie de ele. Apelează la prieteni, poate cineva, ține locul. Pentru săgetători, Tensiunile pot fi legate de propria lor imagine, care nu este impecabilă. Vorbele circulă și s-ar putea ca unii oameni să nu aibă o impresie foarte bună și au mult de corectat aici. Pentru Capricorn, muncă multă astăzi, dar fie nu au cu ce sau nu au cu cine. Și de aceea au sentimentul că nu avansează răbdare. Pentru vărsători a, a, lipsă de chef sau a, nu, sunt foarte ușor de iritat, a, nu au ritmul potrivit pentru ce și-au propus acum a, și nici nu vor să depindă de cineva la care apelează, așa că amânări. Pentru pești, ziua poate aduce tensiuni, mai ales dacă ei sunt nesiguri, nu simt că sunt într-o formă foarte bună sau la întâlnirile pe care le au, sunt de-a dreptul intimidați de persoanele cu care se întâlnesc și nici nu prea vor să spună tot adevărul. O zi tensionată ne cere foarte mult tact și răbdare să înțelegem pe ceilalți, dar și să avem puterea să privim din altuni sau să amânăm aspectele de care nu ne putem ocupa astăzi. Numai bine إن انا بدنا شي